trei contrabandiști de țigări au fost reținuți la graniță de polițiștii de frontieră români la Vicov. Cei trei de origine ucraineană transportau peste frontiera de stat aproximativ 4.500 de pachete de țigări de contrabandă ce urmau să ajungă pe Piața Neagră de desfacere. Țigările în valoare de peste 18.700 de lei au fost reținute în vederea confiscării, iar persoanelor implicate li s-a întocmit dosar penal sub aspectul săvârșirii infracțiunii de trecere ilegală a frontierei de stat și contrabandă, cercetările fiind continuate sub supravegherea procurorului din cadrul DIICOT Suceava. Contractele pe care primăria Suceava le are pentru reparația drumurilor și trotuarelor din municipiu expiră în câteva zile. Din acest motiv, municipalitatea va organiza o licitație pentru repararea și întreținerea străzilor și a trotuarelor din oraș, anunțul de licitație existând deja pe sistemul electronic de achiziții publice. Contractul pentru reparația și întreținerea străzilor va avea un buget de 200 de miliarde de lei vechi, iar pentru trotuare vor fi alocate 43 de miliarde.